oricine caută să exploreze rolul Duhului în Evanghelia lui Ioan, este inițial uimit de felul în care relația Fiu-Tatăl, între cuvântul făcut trup și Dumnezeu Tatăl, domină complet prima jumătate a Evangheliei lui Ioan. Aceasta nu înseamnă că Duhul este complet absent. Totuși, abia în a doua jumătate a Evangheliei, cu plecarea Fiului la Tatăl fiind iminentă, Duhul trece în prim plan. Nu există nicio referire la Duhul în introducerea lui Ioan. Iar actul 1 al dramei ioanine reprezintă doar câteva pasaje în care se face referire la Duhul, dar toate legate de rolul său în lucrarea lui Isus. Duhul se odihnește peste Isus, este implicat în regenerare, în capitolul 3, în închinare, capitolul 4, și se odihnește peste Isus într-un grad nelimitat, în capitolul 3. Duhul este cel care dă viața, capitolul 6, iar Duhul va fi dat numai după glorificarea lui Isus. Vedem asta în capitolul 7 din Evanghelia după Ioan. Referințele inițiale la Duhul sunt în conjuncție cu botezul lui Isus de către Ioan. Botezătorul mărturisește că a văzut pe Duhul coborând din cer ca un porumbel și rămânând asupra lui Isus. Dumnezeu i-a spus că persoana astfel desemnată va fi cea care va boteza. Nu cu apă, cum face Ioan, ci cu Duhul Sfânt. Astfel, prima apariție a Duhului în Evanghelie servește atât la evidențarea prezenței sale permanente cu Isus, cât și la confirmarea lui Isus ca viitorul distribuitor al Duhului trimis de Dumnezeu. De asemenea, Duhul Sfânt în Ioan este văzut ca un agent al vieții și regenerării, care aduce pe cei credincioși într-o dimensiune a unei noi vieți, care este împărtășită de întreaga biserică. Un teolog făcea următoarea afirmație: viața nouă a celui născut din Duhul Sfânt este inexplicabilă prin raționamentul obișnuit, iar rezultatul este imprevizibil. Un comentariu important pe ideea regenerării spirituale este oferit de discuția dintre Isus și Nicodim în Ioan, capitolul 3, primele 8 versete, unde Isus îi spune conducătorului iudeilor că intrarea în împărăția lui Dumnezeu este imposibilă dacă cineva nu este născut din apă și din Duh. Contextul pentru acest pasaj este dat de Vechiul Testament, unde darul Duhului, adesea în asociere cu apa curățitoare, este promis poporului credincios al lui Dumnezeu, ca un indicator al veacului cel nou, care va sosi în zilele de pe urmă. Doctrina Duhului în Evanghelia după Ioan, în relație cu individul, ne aduce înapoi la teologia salvării. Începând de la întrupare, cerul și pământul sunt unite în mod decisiv. Persoana Duhului Sfânt se referă la atributele emoțiilor, voinței, inteligenței, sensibilității și personalității acesteia. Pe lângă faptul că Duhul este implicat în nașterea din nou a individului, este dat ca paraclet și întregii biserici pentru a susține viața împreună a celor credincioși. Acest termen este folosit doar în secțiunea de la capitolul 14 până la 16. Cine este și ce face? Ioan descrie Duhul paraclet atât ca o persoană, cât și ca o putere. Lucrurile stau așa ca o caracteristică a înțelegerii mai largi pe care o are Ioan. Era un lucru similar cu cele două nivele ale înțelegerii persoanei lui Isus. Pentru că paracletul vine de la Dumnezeu când Isus se întoarce și este trimis atât de Tatăl cât și de Fiul. Paracletul astfel este una cu Dumnezeu și cu Hristos cel glorificat, descoperind natura lor. El, de asemenea, este agentul lui Dumnezeu și al lui Hristos în creația sa, lucrând pentru ei în biserică și în lume. Într-un sens, ca și Tatăl și Fiul, paracletul este adevărul și dă instruire în adevăr. Dar în alt sens, el nu vorbește de la sine. Ca și Tatăl și Fiul, paracletul locuiește în biserică, dar el este și trimis atât de către Tatăl, cât și de către Isus. Este dat de către Dumnezeu Tatăl la cererea Fiului. Astfel, paracletul este prin natură una cu Dumnezeu și în biserică.
Ce face el? În cuvântarea de rămas bun, paracletul este în esență un factor al acuzării. Da, în capitolul 16. Singura apărare pe care o face în sensul de mărturire, de mărturie, este a lui Isus și nu a ucenicilor. Așadar, trebuie să nu forțăm o definire unică a funcției paracletului. Lucrarea sa este prea variată pentru a o putea integra într-un singur context de idei, acel legal. Paracletul are două roluri majore. Una în relație cu biserica și una în relație cu lumea. În biserică, el locuiește în ucenici. El îi învață totul și le aduce aminte tot ce le-a spus Iisus pe când era cu ei. El depune mărturie pentru Iisus, lucru care înseamnă că el îl revelează pe Iisus și îl explică ucenicilor. Și ca Duh al adevărului, călăuzește pe ucenici în tot adevărul și le spune chiar ce va urma. În lume, paracletul depune mărturie cu privire la Iisus, în special când ucenicii sunt prigoniți. Și el face lucrarea de convingere a lumii cu privire la păcat, dreptate și judecată. Duhul, în afara discursului din camera de sus, este prezent ca fiind intim relaționat cu Dumnezeu și cu Iisus. Paracletul nu este doar Duhul Sfânt cu un alt nume. El nu este ca Iisus doar în natura sa, ci este ca Iisus și în lucrarea sa. Aproape tot ce poate fi spus despre paraclet după înviere a putut fi spus despre Iisus în timpul lucrării sale. Și Iisus și paracletul vin în lume de la Dumnezeu. Și unul și altul stau cu ucenicii și ca adevăr îi învață ce trebuie să cunoască. Da, amândoi depun mărturie. Așa cum Iisus îl glorifică pe Tatăl, așa paracletul îl glorifică pe Iisus. Așa cum ucenicii văd identitatea lui Iisus, așa ucenicii vor recunoaște pe paraclet. Și așa cum lumea respinge pe Iisus, tot așa nu poate primi paracletul, Duhul adevărului. Dar paracletul lucrează în biserică și în lume pentru Iisus cel înviat. El este un alt sau un al doilea paraclet, așa cum Iisus a fost primul. Înainte de înviere, Duhul lui Dumnezeu coboară peste Iisus la începutul lucrării sale și rămâne peste El, El devenind purtător al Duhului. Dar Iisus, de asemenea, dă Duhul după răstignire. Dar este posibil faptul că Ioan a înțeles că aceasta s-a întâmplat la moartea lui Iisus. Oricum, după înviere și înainte de înălțare, Iisus suflă spre ucenici și le spune: primiți Duhul Sfânt. Deci Duhul Paraclet locuiește în biserică până la parusia și ca agent al lui Dumnezeu continuă lucrarea lui Iisus pentru cel credincios. Cu această capacitate, el asigură ucenicilor atât mijloacele de închinare, cât și puterea autoritativă pentru misiune. Vreau să repet. Cu această capacitate, el asigură ucenicilor atât mijloacele de închinare, cât și puterea autoritativă pentru misiune. Duhul Paraclet, care îi însoțește pe uceniști în sarcina lor de a depune mărturie, de asemenea, dovedește vinovată lumea. În Evanghelia după Ioan putem observa persoana, lucrarea și primirea Duhului Sfânt, care acționează în mod suveran pentru a da viață, dar locuiește și învață pe cei aleși pentru a le aprofunda înțelegerea lucrării lui Iisus și apoi îi trimite să mărturisească despre gloria lui Iisus. Ioan a demonstrat în mod intenționat în Evanghelia sa o viziune despre Duhul Sfânt care este relațională, personală și intimă. Acesta este adevărul, pur și simplu.